România. Pregătirile pentru trecerea în noul an au fost întoi în casa Mireasa, iar fetele au stat ceva vreme în bucătărie. Între timp, băieții se aranjau de zor să arate cât mai bine. Închide nodul la cămașă. Înainte de mare petrecere, toată lumea s-a așezat la marea masă de Revelion. Păi, dar unde-i David? Și-ar vrea să fac și eu câteva prezentări așa frumoase a tuturor concurenților de aici, din Casa Mireasa. Haideți să ne distrăm, să dăm drumul la petrecere. Iar cum îi stă bine unei petreceri, Alex a încins atmosfera și toată lumea a fost în ton cu distracția maximă. DJ, hai cu toată lumea! Revelion 2020-2021! Aici în Casa Mireasa, unde iubirea spune cuvântul și sentimentele nu au oprire în inimă, în suflet! Iar deliciul serii a fost cabina foto, unde toată lumea s-a pozat în toate ipostazele, marcând cele mai frumoase amintiri. Hai cu pupicu! Pupicu, sunt pusc aici! Secundele treceau, iar Casa Mireasa pășea cu bucurie spre anul 2021. 2 de acasă, iar concurenții noștri au petrecut până dimineață. Da, dansează-ți ceva, ca să spun. Da. Da? Da, și mai mult. Și e normal că noi am văzut 4 minute. Da. Au dansat, dacă vă spun că au dansat până la 6 dimineața, până la 6 dimineața. Apropo, le mulțumesc tuturor celor care s-au uitat pe Antena Play. Și mulțumim și noi. Da, voi știți că telespectatorii noștri sunt foarte vigilenți. Adică ei au pasiuni pentru concurenți, ne ceartă, vă ceartă, ne laudă, vă laudă, toate lucrurile acestea.
Au venit foarte multe mesaje care au semnalat un lucru și vreau să înțeleg dacă așa a fost sau pur și simplu așa s-a văzut de afară. Te-ai simțit bine, Claudia? Da. S-a întâmplat ceva în noaptea de Revelion? Te-ai simțit cumva tratată într-un fel de către cineva din casă? Nu știu dacă... Am simțit că am uitat cu toții de probleme și am încercat să ne simțim ca la o petrecere. Adică...